Moment deosebit pe stadionul de la baza sportivă din Aninoasa. Numeroși aninoșeni au participat la un meci simbolic care să rememoreze victoria obținută în urmă cu 7 ani, când echipa FC Aninoasa a fost promovată în Liga a 3-a. Evenimentul marchează totodată un nou început pentru echipa de fotbal a localității. Pentru că zilele acestea se împlinesc 7 ani de la o promovare istorică, de la momentul când echipa FC Aninoasa a promovat în Liga a 3-a, treptat după campionate grele, din păcate, nu a mai existat posibilitatea susținerii acestei echipe și s-a transformat cumva în FC Pucioasa. Am considerat împreună cu foștii colegi, împreună cu cei de la FC Pucioasa, că ar fi cel mai indicat să organizăm un meci amical, un meci prin care să sărbătorim cumva acel moment al promovării istorice, un moment de care s-au bucurat mii de aninoșeni și mii de dâmbovițeni. Ne-am văzut cu toții astăzi la stadion, a fost un meci prietenos, a terminat și egal, pentru că așa este bine și este frumos într-un meci amical. Este foarte îmbucurător faptul că numeroși aninoșeni și nu numai, am văzut oameni din tot județul care au venit astăzi la stadion să ne urmărească. Am retrăit amintirile trecute când sute și mii de suporteri ne încurajau de pe marginile acestui teren și strigau Hai Aninoasa. Totodată cu acest prilej am vrut să-i și anunțăm pe suporterii echipei noastre că începând de anul acesta vom avea o nouă echipă pe care am înființat-o. Fotbal Club Viitorul Aninoasa se va numi, pentru că privim spre viitor. Inițial va fi formată din copii și tineri de pe raza comunei și încercăm ușor să atingem performanțele cu care am învățat pe aninoșeni. M-am bucurat foarte mult că am reușit să-i văd pe acest teren pe jucătorii care an la rând au muncit pentru echipa asta, care au promovat etapă după etapă, care au câștigat și au ajuns la acel moment al promovării. Nu va fi singular acest eveniment, le-am promis foștilor colegi și noilor colegi care vor face parte din echipă că ne vom mai revedea și vom pune umăr la umăr pentru reconstruirea unei echipe la Aninoasa. Baza sportivă arată foarte bine și merităm să avem o echipă care să ne reprezinte comunitatea. Da, a fost o plăcere să ne revedem cu foștii colegi. După mult timp, a fost o plăcere și să jucăm și cu cei de la Pucioasa, care au preluat cumva echipa de la noi, de la Aninoasa. Și acum sperăm, cu ajutorul domnului primar, să reînființăm o echipă, să avem fotbal în comună și să, ca copiii tineri, să bucure în continuare de fotbal. Cum a fost? Ați lăsat administrația deoparte astăzi și v-ați Da, de vreo 2-3 zile m-am ocupat de stadion. A trebuit tuns, tușat, totul să fie în regulă, să arate bine la ora jocului. Aveți o bază sportivă foarte bună. Pe viitor, ce vă gândiți? Am vorbit cu domnul primar, baza fiind din 2010 inaugurată. Noi am vrea să acoperim și tribuna principală și, de ce nu, poate îi mărim și numărul de locuri. Asta depinde de proiecte și ce are în vedere domnul primar. Ești frumos. Ați stat dumneavoastră, după aceea v-ați lăsat fiul în poartă. Cum a fost povestit în asta? De când s-a organizat această partidă, i-am promis băiatului că îl voi lăsa să apere și el, să vadă cum este în competiție. Bine, cu toate care meciuri la Under 16, la Chindia Târgoviște, unde a jucat la Media, la Mioveni, cu Steaua, Rapid, deci au avut meciuri destul de interesante și intense, adică fotbal plăcut ochiului. Cum a fost partida de astăzi pentru tine? Da, am avut foarte multe emoții la început. Nu am știut cum o să decurcă jocul, dar aparent a decurs foarte bine. Chiar dacă a dat o gol, m-am bucurat pentru că am avut ocazia să joc și eu pentru această echipă. Și cu băieți de valoare, adică fotbal. Da, cu băieți, cu oameni mari. A fost o experiență plăcută, mi-a fost foarte frumos. Îți place fotbalul? Da, foarte mult. La ce echipă joci acum? La Chindia Târgoviște. Și pe viitor? Tot aici vreau să rămân. La o echipă mai mare? Ce echipă îți place? Craiova, FCSB, Rapid, plac mai multe, dar Chindia pentru mine e echipa mea.